un minor în vârstă de doar 15 ani din Republica Moldova, care a fugit și a fost dat dispărut dintr-un centru din municipiul Cluj, a fost găsit seara trecută în orașul nostru, în intersecția dintre centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin și strada Ice Brătianu. La data de 17 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta-Turnu-Severin au procedat la identificarea unui minor care se afla în sensul giratoriu situat la intersecția dintre centura ocolitoare a Municipiului Drobeta-Turnu-Severin și strada Ice Brătianu. În urma discuțiilor purtate cu tânărul de 15 ani în Republica Moldova, a reieșit faptul că acesta a fugit dintr-un centru din municipiul Cluj. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că minorul a fost dat dispărut de către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj la data de 24 septembrie 2022, acesta părăsind voluntar un centru din Cluj-Napoca, de pe strada General Eremia Grigorescu. Minorul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, unde s-a stabilit că nu a fost victima niciunei infracțiuni și nu a comis nicio infracțiune, urmând să fie internat într-un centru de plasament. S-a luat legătura cu Serviciul Investigației Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, urmând a fi dispusă revocarea căutării la nivel național.